Vă spuneam puțin mai devreme faptul că executivul este în dificultate deoarece au fost refuzate două cereri de revocare din funcție. Se vorbea despre Paul Stănescu și Lucian Șova. Într-o discuție cu colega mea Maria Toader, Lucian Șova a spus că nu are de gând cel puțin deocamdată să își scrie demisia. Maria Toader vine cu mai multe informații. Maria, bună dimineața din nou! Bună dimineața, Nadina! Potrivit declarației făcute de Lucian Șova pentru Antena 3, citez, nu am niciun gând, dar timp că sunt la nivelul deciziei al președintelui PSD sau la nivelul CEX, se va cere public demisia mea, nu voi face acest lucru, astfel o scriu oricând, dar nu vreau să mă supăr, citesc ca văcarul pe sat. Aceasta a fost reacția lui Lucian Șova cu privire la zvonurile legate de demisia sa. În momentul de față nu avem și un punct de vedere al lui Paul Stănescu, știm doar declarația acestuia încă de ieri, care a fost una destul de dură la adresa liderului PSD Liviu Dragnea. Deocamdată așteptăm să vedem ora 17, când va avea loc ședința Comitetului Executiv al Social-Democraților și ulterior care vor fi mișcările și la nivelul guvernului, având în vedere problemele care sunt în momentul de față legate de posibila solicitare venită de demisie din partea premierului Viorica Dăncilă. Știm că posturse că a fost o asemenea discuție. Deocamdată știm că Paul Stănescu nu a vrut să dea curs unei asemenea solicitări din partea premierului. Iar în funcție de ce va face și președintele Klaus Iohannis, evident și cei din PSD vor mișca în consecință. Să nu uităm, potrivit deciziei biroului permanent de aseară, avem două nominalizări în momentul de față noi pentru portofoliile respectiv transportul și dezvoltare regională. Lia Olguța Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării și Mircea Drăghici pentru celălalt transporturilor. Mulțumesc foarte mult! Interesant de văzut așadar ce se întâmplă mai departe. Lucian Șova spune că își va da demisia când îi se va cere public sau de către Comitetul Executiv al Partidului. Paul Stănescu deocamdată nu a avut nicio reacție, nu știm când și dacă își va da demisia, pentru că există și această posibilitate.